găsit, dragi prieteni! Iată că astăzi am ajuns cu drag în localitatea Valea Moldovei, în comuna Valea Moldovei, pentru că aici o avem sărbătorită pe doamna Rusu Dorina, care împlinește 50 de ani. Și pentru că este ziua ei, trebuie să îi oferim un tort frumos pe care cofetăria Scala din Suceava, cofetărie pe care vă recomand, i l-a pregătit. De asemenea, florăria Magic Design, care face cele mai frumoase buchete de flori și cele mai frumoase aranjamente la evenimente, i-a pregătit un buchet de flori. Și mai am pentru doamna Dorina Rusu o șampanie, un cântec în dar și gânduri frumoase din partea familiei pentru dumneaei. Haideți să vedem cum reacționează sărbătorita noastră. Pentru că eu sunt sigură că este acasă. Bună ziua! Bună ziua! Și bine v-am găsit! Bine ați venit! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Veniți aici! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Doamna Dorina să trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit! Eu mă bucur că avem în decor aici o cămașă populară cu sută de dumneavoastră. Știu eu. Iată că ne-a fost dat să ne întâlnim din nou. De această dată în altă parte, nu în Ciprian Porumbescu. Unii rânduia și bunul Dumnezeu. Ce să facem? Vreau să vă dăruiesc acest tort, pentru că astăzi știu că mai adăugați în buchetul vieții încă o floare, încă un trandafir al 50-lea, nu? La mulți ani vă spun să aveți parte de zile frumoase, de ani frumoși. Am reușit să mă emoționez pe doamna. Veniți un pic mai aproape de mine, așa. Și pe lângă acest tort, am și o sticlă de șampanie. Și mai am și un buchet de flori. Haideți să vedem un pic cum le așezăm așa pe astea, ca să nu obosiți așa. Am și florile pentru dumneavoastră. Le țineți amândouă? Sí. Așa. Sau hai să punem și tortulețul, cum spune soțul, da? Așa. Și țineți doar florile, pentru că și dumneavoastră sunteți o floare frumoasă. O floare cu mai mult. Vedeți că soțul spune că e și gingaș. Așa e, domnul? Asta este o declarație de dragoste, așa, doar pentru ziua doamnei, sau o spuneți mereu? O prefață. O introducere, nu? Da. Și pentru că Nicoleta Cojocaru face și surprize muzicale, acum pe lângă multe altele pe care chiar le-am și făcut noi împreună, organizări pe la școala din Ciprian Porumbescu, iată că astăzi am venit ca și mesager al copiilor dumneavoastră să vă emoționez puțin și să vă aduc câteva gânduri din partea lor, câteva mesaje frumoase, care spun așa: mama noastră dragă și frumoasă, ce bucurie este să ne trezim în fiecare dimineață și să știm că te avem. Ne-ai dat viață, ne-ai educat, ne-ai dat un nume și șansa să trăim pe această planetă și ne bucurăm de tot ce este în jurul nostru și în jurul tău. Chiar dacă pe unii dintre noi nu ne-ai născut tu, ești mamă și pentru noi, pentru că ai avut atâta suflet și dragoste să ne iubești și să ne crești și pe noi, ca și pe copiii tăi. Pentru asta îți mulțumim din suflet, mama Dorina. Pentru noi ești mama noastră. Dragă mămică, astăzi este un motiv perfect pentru a spune cât de importantă ești pentru noi și cât de mult te iubim, te respectăm și te apreciem. Îți dorim să fii înconjurată numai de oameni apropiați și dragi care să-ți umple viața cu sentimente calde și frumoase. Îți dorim fericire și sănătate multă și îți mulțumim pentru tot ceea ce faci și ai făcut pentru noi, mamă dragă. Pentru ziua de astăzi, la mulți ani, vă urează soțul Ștefan. Salut, copiii Bogdan,
Laura, Raul, Luciana, Gabriel, nurorii și ginerii și la mulți ani vă transmit și nepoții. Și nepoții, cam doi. Sunteți și bunică. De două ori, da. De două ori. Ce mai face Bogdan? Are și el copilaș mic. Parcă acum era mititel așa și acum e tătic. Cum trec anii ăștia. Echipul dumneavoastră nu prea s-au așezat, chiar 50 de ani, ce e drept să recunoaștem. Vă mențineți încă bine și eu vă urez și eu un la mulți ani. Mulțumesc! Cu sănătate și cu tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Și pentru că unii dintre copiii dumneavoastră nu sunt aici, alături de cei Bravo. Prezenți, vreau să filmez un pic și să-i vedem și pe ei în cadru. Așa, iată ce copii frumoși! Vreau să le transmiteți un gând pentru ceilalți care vor urmări acest filmuleț. Mulțumesc copiilor, Bogdan, Laura, nurorii lui Mădălina, ginerului Alexandru, ginerile Ionuț din Germania, lui Gabriel, lui Luciana special. Și mulțumesc pentru surpriză. Luciana este fata dumneavoastră? Fata lui soțul. E fata lui soțul, dar tota dumneavoastră este. Tota mea este. Și nepoțiilor lui Arian, lui Edi, lui Rareș și special lui Matei de la Suceava și soțului în primul rând, că am găsit în el un om extraordinar, care m-a înțeles ori de câte ori am avut nevoie, am apelat la el. Știu că ați avut și momente neplăcute în viață, dar... Am trecut prin clipe foarte grele în ăștia 50 de ani. Știu, dar hai să-i dăm deoparte. Dar aici, în casa asta, am găsit bucuria. Și liniștea, și pacea, și mulțumesc pentru familia care mi-a dat-o. Dumnezeu are grijă de fiecare. Așa că știți că este vorba aia după ploaie și furtună, va veni și vreme bună. Da. Să știți că Luciana, atunci când m-a contactat la telefon, atât de frumos mi-a vorbit de dumneavoastră și la un moment dat am întrebat-o, este doamna Dorina Rusu din Ciprian Porumbescu, mămica lui Bogdan? Și că da, ca să vezi cum ne e dat să ne mai întâlnim, cu toate că ne mai întâlnim și la filmări și în alte împrejurimi așa frumoase. Am și un cântec pe care copiii l-au ales pentru dumneavoastră. Nu am mai spus. și soțul are să cânte și el un alt cântec, dar așa mai de suflet. Dar nu aici. Mai târziu când se zice șampania. Da. Aseară ne-am adunat, măi, și-am stat cu frații la sfat, măi, că se apropie îndată ziua la măicuța noastră, ziua la măicuța noastră. Și suntem plecați în lume de ani buni și zile bune, de ani mulți și zile bune. Noi toți spunem de ani mulți, măi, că ne-ntoarcem la părinți, măi. Dar te rog, mamă, ne iartă, soarta prin lume ne poartă, soarta prin lume ne poartă. Dar cu noi în lumea largă, ești în gând, măicuță dragă, ești în gând, măicuță dragă. Veniți încoace! Bucurie vrem să-i facem, nu zicem că ne-o mântoarcem. Să te facem bucuroasă, să stăm cu toții la masă, să stăm cu toții la masă. Cel mai frumos dar din lume sunt copiii pentru tine, sunt copiii pentru tine. Mamă, ești rază de soare, spune de ce va te doare. Știm că grijile și dorul ți-au ofilit obrăjorul, ți-au ofilit obrăjorul. Dar astăzi la sărbătoare ești gătită ca o floare, ești gătită ca o floare.
răzăm-mi fruntea de mână. Măicuță, nu ești bătrână, măicuță, nu ești bătrână. La mulți ani! Mulțumesc frumos! Să mai dăm Dumnezeu multă sănătate și vă mulțumesc și cu lac. Doamna, trebuie să ocupați-mă pe mine! Da, așa! Să știți că nu se știe nici... Merit și eu, da. Uitați așa. Eu mă bucur când întâlnesc oameni care se înțeleg și care, uite, chiar la a doua șansă din viața lor, înțeleg că totuși viața este frumoasă și în doi. E frumoasă. Dacă ai cu cine, nu? Și dacă ai cu cine. Și dacă ai de toate. Și dragoste. Să fii sănătos și să dea Dumnezeu să mă chemați la 50 de ani de căsnicie. Vreau să vin să petrecem. Atunci rămân mai multe ore. Nu așa mai puțin, da? Nu. Cine mai ajunge până atunci, când suntem bătrâni, atunci ar trebui să avem 50 de ani. 100. Nu se știe niciodată zilele omului și ce are Dumnezeu pregătit pentru fiecare. Eu vă mulțumesc încă o dată la mulți ani. Mulți ani tuturor, sănătate la nepoții și la copii. Dragii mei, ați văzut și surpriza pe care astăzi copiii și soțul au dăruit-o sărbătoritei noastre, doamna Rusu Dorina, care împlinește 50 de ani. Dacă doriți să aduceți o emoție și o amintire de neuitat în sufletul unui om, unei persoane, dragi dumneavoastră, surprize muzicale la domiciliu. Nicoleta Cojocaru vă răspunde cu drag. Numai bine!